Claudio on the barber shop. Next is Giuliano. Ce să faci? Nu poți să am un.
Bine, acum nu știu de acolo vă va și el, că îți dai seama că baba urgențe și da. Păi asta și ziceam că iar încep ăștia nici că nu știu ce secție nu internează, da. Iar că... Da. Vezi cum am zis, poate că mai e zis. Așa. Cât este? 21. La revedere, nu stai la mâna lor și nu știu cu cine să mai ducă, să mai ducă încă o familie și aia să fie tot așa și până seara să facă de nu mai știu de ei. Să nu facă toți? Aia mi-e frică. Nu mai continui. Îți dai seama că ea nu mai știu care pe unde lasă și ăștia să găsească și să... Și seama ce crezi că ce? O guriță nu strică. Giuliano, apropie-te. Tu ești următor. Aia te tunzi, ți-am zis. Te tunzi, nu stai să te tunzi eu cu mașina, haide. Vino cu ace, băi. Ți-am zis că te tunzi, te tunzi, ne tunzi toți, hai. Nu stai, hai. Ești de tunzi scurt. Dacă îți place cum s-a tunzi Clau, dacă nu te tunzi tot ca Clau. Apă clar, nu? E frumos așa, nu? Tot așa scurt, zero lateral și la da. Spate sunt mai mare. Da, da, da. Mai ai până începe școala. Cam
E curățat îl curăț puțin? Pe deasupra ce ai uscat? Sau doar pe jos? Doar ce Deci mai spun de 5.000 de lei noi și el ia 7.000 pe închiriat. Tu dai seama? $5.000 doar panou? Panou, da. Păi și baloanele, pavone, că știi că ele nu iau dacită la... Le-au de standuri, te duci și ei baloane de... 2 milioane de faci toată vara pe stat. Îți dai seama că dau comandă pe internet la depozite de... Vorba vine că nu vin. Adică ele din prima și scot investiție. Dar și se strică mâine. Cândva ușii nu vezi 7 milioane. Băncuța aia, neva de băncuță e 1500. Caragă. Nu am avut un judec, avem bani și ne închirim. Stăm sâmbătă acasă. Atât nu e bubicul să unde să duce să le ducă și să le ia. Ne închirim. Nu e bubicul să îți facă și el bani. Păi da, îl vorbim și pe el. Îl vorbim și pe el în afacere, ai șofer. Păi da. Pe cine alergă? Nu știu. Pe aia ce? Dar nu pot până mai răbesc. Așa mi se fac niște prețuri. Unii mai nu cu 7, cu 5, dacă mă închiria pe sâmbătă. O sâmbătă, o dată la un eveniment. Iar așa închiriat stâlpișorul cu măsuța aia 3 milioane jumătate. Pe sâmbătă. Dacă are 4, are 14 milioane, frate. Că și ziceam, bani, ori nu mai știu să mai muncim să facem bani, ori, nu știu. Păi să stai acasă și să spună bani de 12 ani, nu știu cum să spun. Știi ce? Ia ridică-te tu mai bine, picioare, că îmi vii prea rămâns pe hat. Uite tu pe la urmă, uite tu pe acolo. Așa. Să-mi ții capul drept, 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 da? O să-ți arăt. E bine așa? Da, e okay. Sigur, da? Da. Când scoți investiția, mă băgi în 1000 în niște poschiți de aia. Niște litere de alea să nu avem și personalizat. Să-i dăm și lui George o pâine. Să nu o lăsăm. Ca să nu mai fie de pachetul machiaj cu afară. Complicatoriu. Îi se face rău, avem și asistente. Și reumatic dacă o dor picioare. Ce să știu, că fac o grămadă de bani astea organizatoarele astea de evenimente. Da. Deci chiar mă gândeam aseară pe cuvântul meu, zice și până. Că zici, ce are mă, ce dracu are bă, un pavilion de ăla și pe nu știu ce? Un corp cu nu știu ce mese. Și aia scoate la 20 de milioane pe weekend și scoate pe lună cât muncește de și toate cele. Vezi că trebuie să te ducă capul și să poți să faci bani ușor, că nu toți îi fac. Sper că dacă o mai implicăm și pe asta pe Nicoleta, îmi facem chiar firmă.
Păi, pe Nicoleta cu ce să o zici? A? Pe Nicoleta cu ce să o zici? Cu buchetele! A. Păi la care te gândești? Mă gândeam la avec. A, bă, e moartă, n-ai ce să mă gândești. Nici de chiuitoare nu e bun. Ai tu să... Nu, bă, lucrăm și noi cu oameni vizați. Dacă mai face și ala buchet, uite, pe lângă machiaj, copat, tot. Și ne facem dracu și organizatoare. Ce trebuie? Da, rezolvăm. Nu? Sifoane, păi nu avem mai și la sifoane. Nu, avem pilă și la sifoane. Păi asta zi. Mă mai duc la nenea, mă mai pupă o dată, îmi dă stația cu topul acasă. Nu, ce sifoane. Chiar că de seară trebuie să mă duc la el să-mi iute sifoanele. Ia uite. Mă duc să-i propun. Zic că știi, faci loc, omii, dar n-aveți sifoane. Ce n-avem, mă, măi? Lumină, tot, ursitoare, tot. Bine, da? La București, București era da, în da. Oraș. Da, da. Bine, București, București e mare. Da, București e mare. E prea mare. Îi dăm cu spumă gel pe lucru. Mulțumim frumos!